vedevo și la propriu. Binele de la închirirea cu propriu, de la clasa întâia. Așa pornim de doar treabă. Am înțeles că avem o sumă ca temă, nu? Tema pe care trebuie pentru acasă. Așa. Deci, Ana, Virgil și Ioana au niște vârste, nu? Virgil are 15 ani. Da. Da, hai să fac o formă pe o alta. Nu. Tu vrei la asta? Nu, sumele. Și sumele cele vârste, vedem, da? Da. Ia să vedem. No, dar facem noi sumă, cum punem acum pe loc. Uite. 231 minus 79 plus 40, începe să scrii, facem împreună, da? Plus 401 minus 503 minus 503 egal cu. Ia să facem notarea asta. Deci 231 minus 79 plus 4. Poftim? Se poate face așa. Se poate, da? Adică în ordinea care sunt astea puse aici. Da. Ia să vedem. Deci 231 minus 79 plus 401 minus 503. Egal cu, mă ajustă repede. Cum ai mărit tu viteza? Ca să mărești viteza de lucru. Deci acum unele sub altele care le-au pus de abandonat, cele cu minus de abandonat și după facem scăderea. Da. Da? Hai să vedem. Gata. Deci 231 de desubt și cu 401. Da? Hai să vedem. Cât vine să facem? 632. Cât? 632. 632. Perfect. 632. Și din 632 scădem pe cine? 632. Ia, faci și tu chestia asta, 632 minus 632, da, minus, se le adună și pe astea cu minus. Adică 503 mai întâi cu 79. Cât face la 3? 503 cu 79? Minus 79. Așa. Asta e ca să nu facem. Da? Deodată facem amândoi, da? Tu pe care ți-l duci și vorbești și eu pun la tablă. 12. 2 și 2 și 10. 7 plus 7 plus 0 plus 10 8. Da, la 10. Și 5 și rămâne 5, da? Rămâne 5. Deci minus 582. Minus 582. Ia să vedem ce face minus 582 dacă ne scădem din 500. Aș vrea să facem și scăderea asta. Deci 632 minus 582 și face, iată, împreună, lucrăm. Asta obligat în vrea. Deci... Să avem și 10. Deci, la unități, cât facem? 10. Apoi. La 10, nu. Cât face? 90. 90 la. Păi. Aici am 30 și aici 80 ca să scad. Cum fac? Cum gândesc aici? 90 minus 80. Dar de ce 90? Nu se poate 3 minus 8. Nu se poate. Și atunci ei... E 100 care înseamnă 10 zeci, te oprești aici? Da. Și din 8 din 10? 90 minus 80. De ce 90, mă? Că e 100.
Doar 100 de bani aici. 20. Și cu 30? 20 cu 30? 50. Adică, ca și mai mult, 1-1 își face 150. Deci face, cât ai zis? 100? 50. Nu mai rămâne 100 aici. Ba da? Păi cum, dar mi-ai luat 100? Deci, atenție. Deci, cât te rămâne acum? Numai 50, da? Deci, am spus corect, egal cu 50. Da. Sigur că tu spui că s-ar fi putut face și lor din ei. Da. Adică ai făcut prima scădere, că la dumneavoastră cu 401 și prima scădere 503, ia să facem și lor din asta, să vedem, sunt curios dacă aceeași rezultată. Deci deoparte luăm 231, 231 minus mai întâi 79, da? Se putea, pentru că am 231 minus 79 și cât rezultatul adunăm cu 401 și pe urmă scădeam cu 503. Ia să facem așa în ordinea asta. 231 minus 231 minus 79. Nu. Da. Nu se poate. Atunci? Vă dați 50, cred. Ai luat 10, 9 din 10. 1. Și 1 de aici? 2. 2. Mergem mai departe. 2 minus 7, nu se poate. Ne împrumutăm în la vecină. Deci, 100 minus 70. Da. 30 cu 30, 60. Și cu 20, că aici a rămas 20, nu uita. 20. Deci, 50. 50 face. Așa este. Și aici? Nimic. 100. Că am luat mai 100. A fost 200 și a rămas 100. Da. Dar atenție multe, nu greșim. 152. Acum 152 cu cine am luat? Cine am luat? Cu 401. Avem 401. Și cât face, să vedem? Plus 401. Da. Hai, repede, vino repede și bine. Adună. Gata. 553. Deci 3, 553. Din care scădem pe 503. Scădem pe 503. Da? Deci să știți că de pe 503, pe 503, da? Și cât face? 3 minus 503. 503, da. Așa era mai simplu. De data asta a părut că e mai simplu, da? Da, pentru că 5 minus 0. 3 minus 3 face 0, 5 minus 0, 5 și 50, da? Iată că rezultatul și pe partea asta, tot 50 este așa cum am obținut pe partea cealaltă. Deci, le adună pe cele pozitive, pe cele negative, și facem scăderea și de rezultatul. Da? Da? Dar dacă respectăm și aici, am avut șansă să facem în ordine. Știi de ce? Că am avut din 231 să scădem din 79. Dar dacă avem scăderea un număr mai mare, n-am fi putut face în ordine. Da? Deci ne adaptăm în funcție de situații din care sunt în exercițiu. Până la, dacă zic așa, e 215 minus 319 plus 201 minus 312 plus 347. Aici ce să faci tu când vezi așa o situație grea? Cele cu plus, cele cu minus, cele cu de-o parte, după care, din cele cu plus, ca spre cele cu minus, și rezultatul. Plus, da? Grămada cu plus, grămada cu minus, sigur că da, și după aceea faci rezultatul. Deci aici nu mai poți face în ordine, de acord? Așa. Ce să fac eu acum? Dintr-un număr A, scad pe 3, scad pe 17, și îmi dă 25. A este cu cine este egal? Cu cine este egal? Scrie și tu. Deci scrie și tu. Deci A minus 3 minus 17 egal cu 25.
Deci A minus 3 minus 17 egal cu 25. Nu, nu, dar nu, nu deodată. Arată cum gândești, vorbește pentru prieteni. 25 plus 17 plus 3. Cât? 25 plus 17 plus 3. Ah, deci practic, ce faci tu aici? Așa. Adică... 45. Deci au ar fi 45? Da. Ia să vedem dacă e bine. Tu dai răspunsul că așa e gândit, tu ai calcul 3 plus 17 plus 25. 25. 17 plus 3. 25, dar tot bine. Dacă da. Am înseamnă 25 la sfârșit totul. A, a făcut mai ușor. A făcut mai comutativă. Că 3 plus 17 plus 20 plus 25 face 45, da? Ia să vedem dacă face proba. Se face proba. Adică din 45 scădem pe 17. Pe 17 scădem pe 3. Și egal cu, suntem de 25. Adică tu știi că trebuie să aduc pe ăsta cu... Da! Faci 45 minus 20. Da? 45 minus 20. Da, da. Cum trebuie să scriu? Hai! Spune-ți. Deci, a fost vorba de... Ai scris pe A minus 3 minus 17 egal 25. Nu, am scris direct. Ce ai scris direct? Am scris A egal 25 plus 7. Nu, dar trebuia să scrie greșit ceva. Da? Așa se scrie întâi. Deci A minus 3 minus 17 egal cu 25. A minus... Minus... 13. Așa. Deci trebuie să scrie exact ca mine. Da? A minus... Minus 3... Minus 17... Egal cu 25. 25. Da. Să spun răspunsul că vă dau răspunsul. Bine, răspunsul l-am făcut, e corect. Acum, vreau să spun așa. Succesorul... De corect. Da, corect. De corect. Bine, bine. Succesorul lui 25, succesorul lui 25 și cu predecesorul său, egal cu cine? Deci succesorul lui 25 plus predecesorul său, deci succesorul plus predecesorul, da, egal cu cine? 50. De ce 50? Da. Până la 26 plus 24. Asta este, 26 plus 24, da? Deci, succesorul, da? Succesorul lui 25, succesorul, și în față este predecesorul, predecesorul, cu pere, pentru 25, înseamnă așa, predecesorul lui 24, și succesorul este 26. Și suma lor este 50, este tot foarte bine. Dar succesorul succesorului, succesorul, succesorului lui 25, cât este? Succesorul succesorului lui 25. Adică 50. Cât este? Succesorul succesorului lui 25. Este 27, că e succesorul succesorului, adică ăsta cu care urmează după succesor. Da? Succesorul succesorului este egal cu 20. Deci succesorul succesorului lui 25 egal cu, cât ai spus, este egal cu 27. Bun. Hai să vedem așa. Ana, Ana are 24 ani. Da? Virgil are cu... Cu semnul cu plus. Virgil are cu 7 ani.
multe. Și tot Virgil are cu 10 ani mai puțin decât Ioan. Câți ani are Ioan? Deci Ioan are 24 de ani. Virgil are cu 7 mai mult. Deci am profesie? Care? Câți ani are? Câți ani are Ioan? Și tot Virgil, deci Virgil are cu câți ani în față de Ana mai mult? Cu 7. Da. Și tot Virgil are cu 10 ani mai puțin decât Ioana. Câți ani are Ioana? Vreți să-ți gândim. Da, dar gândim împreună. Deci, Ana are 24 de ani. Da? Virgil are cu 7 ani mai mult. Deci Ana are 24 de ani. Virgil are cu 7 ani mai mult decât Ana. Mai mult decât Ana. Deci Virgil are 24 de ani mai mult decât Ana. Și tot Virgil are cu 10 ani mai puțin decât Ioana. Cum ai gândit? Am gândit 24 plus 7 ca să afli ce? Pe Virgil. Deci, prima etapă. Da. Aflăm câți ani are Virgil. Și pentru asta e adunată. 24 plus 7 31 ani. Cine are Virgil? Virgil are 31 de ani. 31. De la Virgil. La Virgil. Deci Virgil are 31 de ani. Dar nu ne spune despre Ioan. 31 plus 10 este egal cu 41. Și Ioan este egal cu 41 de ani. Și Ioan are 41 de ani. Pentru că, zice, Virgil are 10 mai puțin decât Ioana. Deci Ioan are mai mult. Asta e de 10 metri. Da? Deci, prin practic, a doua întrebare... Profesor, acesta este de 10 metri. Aici este Virgil și aici e Ioan. Așa, deci Ioana e mai mult, nu? De ce Virgil are mai puțin? Ioana are mai mult. Deci, în loc să spun că Ioana... Pentru că eu m-am format. Ioana are cu 10 ani mai mult decât Virgil. N-am spus că Ioana are cu 10 ani mai mult ca Virgil. Am zis că Virgil are mai puțin decât Ioana. Ca să te bag pe tine în curgătură. Că eu puteam să formulez așa. Ioana are cu 10 ani mai mult. Nu te-am păcălit, că trebuie să știu foarte bine. Deci Ioana are cu 10 mai mult. Din ce motiv? Pentru că am spus că Virgil are mai puțin decât Ioana. Și atunci tu ce ai făcut? La 31 ai adunat la Virgil 10. Asta e la Virgil, ai adunat 10. Și ți-a dat 41 de ani pentru Ana. Și asta e cum s-a rezolvat problema cu 2 timp. Ia să mai vedem o altă problemă. Să zicem așa.
Să spunem o altă problemă. Punem pe Virgil în mijloc și spunem că el are 17 ani. Ioana, Virgil, Ioana o punem aici și ea are dublul. Ioana are dublul. Ce are dublul? Adică... De 17 cu 17. Așa, dublu. De două ori mai mult. Da, să scriu. Dublul vârstei lui Virgil. Deci, Virgil are 17 ani. Ioana are dublul vârstei. Da, fac 6 ani.
Dar ce? Cei 6 ani sunt numai unul ea? Deci față în 3 ani. Aaa, deci față în 2. 3 și 3, cât ai zis, dai și... Deci peste câți ani vor avea aici 57 de ani? Peste câți? Peste 6. Peste 6? 3. Adică... Peste câți dacă îți dai 3 la 1? Adică 6 împărțit în 2. Adică? Peste câți ani? 3. Peste 3 ani. Asta era. Asta e treaba foarte tare. Ți-a dat 6, dar tu trebuia să-i dai 3 la 1 și 3 la 1. Și de aceea, peste 3 ani se întâmplă asta. Fii atent ce tare problemă, ce problemă tare a făcut noi acum. Da. Atenție și pentru voi, să vedeți, să urmăriți ce program a făcut noi. Deci Virgil are 17 ani. Ioana are dublu vârstei. Da. Are dublu vârstei. Și am întrebat peste câți ani cei doi vor avea 57 de ani. El adună cât au preze, 34 și cu 17, 51. Sesizează că diferența între 57 și 51 este de 6 ani. Și pe moment se păcălește. Fii atent aici, gândiți aici. Pe moment s-a păcălit, s-a zis peste 6 ani vor avea. Deci acei 6 ani trebuie despărțit în două, asta e. Ca să dea și la unul și la celălalt. Ăsta e momentul foarte frumos, că despărțim în două, 3 și 3. Deci răspunsul corect este după câți ani? După câți ani? 6 împărțit la 2. Adică după câți, concret? 3 și 3. După 3 ani? 3 ani. După 3 ani, răspunsul corect. 3 ani și 1. Da? Dacă îți dădeam alt cât îți i-am spus, ne oprim aici. Eu prim că... Da? La ce? La abonat la Prof. Online. La revedere! La revedere!